Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sprijiniți de cei de la rutieră, au oprit pentru control pe raza localității Șag un autotren încărcat cu diferite produse. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că pentru o parte dintre produsele transportate, peste 7.000 de articole vestimentare, produse cosmetice, încălțăminte și marochinărie, nu există documente care să ateste proveniența acestora. Bunurile, în valoare totală de aproximativ 750.000 de euro, au fost ridicate și indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.